Selma Lagerlöf, minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia. Partea 1, capitolul 2. Aca din Kebnekaise, isprava gâștelor. Luni, 21 martie. Totul rămăsese neschimbat în pădure atât timp cât îi trebuie unei gâște să-și ia gustarea matinală. Dar de îndată ce dimineața lăsă locul amiezii, o gâscă solitară veni în zbor pe sub frunzișul des al copacilor. Zbura greoi, făcându-și anevoie drum printre tulpini și crengi. De-ndată ce cu mătrul vulpoi puse ochii pe gâscă, își părăsi locul de strajă și se furișă spre ea. Gâsca nu căută niciun moment să ocolească vulpoiul, ci zbura direct spre el. Acesta făcu un salt înspre gâscă, însă își rată ținta, iar gâsca își continuă zborul înspre lac. Nu dură mult până când o altă gâscă își făcu apariția, urmând același traseu ca și surata ei, zburând și mai jos și mai lent. La fel ca cealaltă, înaintea ei se îndreptă spre vulpoi, care își rată saltul la mustață, atingându-i labele cu urechile sale. Însă reuși și ea să scape teafără în drumul ei spre lac, deasupra căruia trona o liniște mormântală. Trecură câteva clipe până când o altă gâscă sălbatică se apară, zburând chiar și mai jos decât celelalte până acum, croindu-și din ce în ce mai greu drumul printre desișul de crengi. Vulpoiul făcu un salt uriaș și aproape puse labele pe gâscă, care reuși să se salveze și ea ca prin urechile acului. De îndată ce dispăru din fața ochilor, sosi o a patra gâscă. Zbura atât de jos și de anevoios, încât cumătrul socoti că este o pradă ușoară, dar temându-se că nu cumva să dea greș din nou, hotărâ să o lase să treacă nevătămată. Zbură și ea în aceeași direcție ca celelalte și chiar când trecu pe deasupra vulpoiului, coborâ înspre el atât de jos, încât acesta fu ispitit să o înhațe. Sări atât de sus încât o atinse cu coada. Gâsca plană într-o parte și se strecură neatinsă, până să-și tragă vulpoiul răsuflarea, alte trei gâște veniră în șir. Zburară și ele la fel de jos, iar cu mătrul sări după fiecare, fără a izbuti să prindă vreuna. Apoi mai sosiră cinci care erau mai pricepute la zbor decât suratele lor. Deși îl ademeniseră și ele pe vulpoi să încerce să le înhațe, acesta rezistă ispitei. După o bucată de vreme, veni încă o gâscă, cea de-a 13-a. Aceasta era atât de bătrână încât era cenușie din cap până în picioare, fără nicio pată neagră pe corp. Nu numai că părea să aibă ceva la una dintre aripi, ci zbura atât de prost și de strâmb, încât aproape că atinse pământul. Vulpoiul nu numai că încercă să se năpustească asupra ei, ci o și urmări tot drumul până la lac, alergând și sărind mereu, doar o va prinde în labe. Însă nici de data asta nu a avut mai mult noroc. Cea de-a 14-a era în schimb deosebit de frumoasă, era complet albă, cu aripile mari unduindu-se și strălucind în întunericul pădurii, când cu mătrul vulpoi puse ochii pe ea și adună toate puterile rămase și făcu o ultimă sforțare în încercarea de a sări cât mai sus până la frunzișul copacilor. Dar la fel ca celelalte de până acum, și cea albă reuși să scape nevătămată. Pentru o clipă se așternu liniștea în pădurea de fagi. Părea ca și cum întregul câr de gâște sălbatice nici nu fuseseră de acolo, pe acolo. Deodată vulpoiul își aminti de prada din vârful copacului, însă când își ridică privirea, băiatul, ce să vezi, dispăruse. Însă cumătrul vulpoi nu a avut răgaz să fie preocupat prea mult de acest lucru, căci prima gâscă se înapoie dinspre lac și zbura încet pe sub frunziș. În ciuda nenorocului care îl lovise mai devreme, vulpoiul, bucuros de întoarcere, se repezi spre ea cu un salt uriaș. Se pripi să se arunce asupra ei și nu aprecie bine distanța, astfel că ajunse chiar la picioarele gâștei. În apărarea ei veni în zbor o alta, apoi încă una și încă una, până când se adunară toate în jurul vulpoiului, ultimele două, cea albă și cenușia, închizând cercul. Îl ademeneau cu toate, care mai de care pe vulpoi, de parcă s-ar fi lăsat prinse de el, numai să încerce. Acesta fugi după ele, sări în aer de câteva ori,
însă nu izbuti să prindă nici măcar una. Era cea mai proastă zi din câte avusese cu mătrul în toată viața lui. Gâștele sălbatice continuară să zboare în cerc deasupra lui, încolo și încoace, niște gâște splendide, îngrășate cu semințele din câmpurile și lanurile fermierilor, care zburau toată ziua prin pădure și atât de aproape de el, încât putuse să le atingă de nenumărate ori. Și totuși nu era îngăduit să-și potolească foamea cu niciuna. Iarna nici nu părăsise bine meleagurile, iar vulpoiul își aduse aminte de nopțile și zilele în care a fost nevoit să rătăcească prin pustietăți, fără a avea mare lucru de vânat în afara vreunui iepure sălbatic, când până și șobolanii se ascundeau sub pământul înghețat, iar găinile își încetaseră cloncănitul. Însă nici foamea de peste iarnă nu a fost atât de greu de îndurat, precum această ispită de neatins. Îi trecuseră vulpoiului zilele tinereții. Nu de puține ori fusese urmărit de câini sau gloanțele își uiraseră pe la urechi, se furișaseră prin ascunzișuri, prin bârloguri, în timp ce copoii de vânătoare scormoneau prin crăpături mai să-l prindă. Însă toate acele chinuri pe care cu mătru vulpoi a fost nevoit să le îndure ca fugar nu se comparau cu suferința care îi dădea ghest de fiecare dată când își greșea ținta. Dis de dimineață, când începu hârjoana, cu mătrul vulpoi arăta atât de chipeș încât gâștele tare se mai minunară când îl văzură. Iar lui ce mai plăcea să fie admirat? Blana îi era de un roșu strălucitor, pieptul alb, botul negru, iar coada stufoasă ca o mătură. Acum, când se pregătea să se însereze, blana era toată zburlită, nădușise nevoie mare, sclipirea din ochi i se stinsese, limba îi atârna afară de un cot, iar gura îi era deschisă și spumegândă. Pe după amiază, bietul vulpoi ostenise atât de mult, încât nu mai vedea altceva în fața ochilor decât gâște zburătoare. Se năpustea asupra razelor de soare care se reflectau pe pământ și chiar asupra unui fluture care ieșise din coconul său mult prea devreme. Gâștele sălbatice zburau și zburau necontenit. Cât era ziua de lungă, nu au încetat să-l chinuie pe sărmanul vulpoi. Nu li se făcu câtuși de puțin milă de vulpoiul pe care îl luase cu fierbințeală, amețit de tot și aiurând. Continuară fără oprire, deși băgaseră de seamă că abia dacă le mai deslușea pe ele de umbrele lor. Când vulpoiul se prăbuși sfârșit pe un morman de frunze uscate, slăbit și slăit de puteri, fiind aproape să-și dea duhul, gâștele își încetară și ele zborul amețitor. Acum știi și tu, cumetre vulpoi, ce înseamnă să îndrăsnești să te iei de aca din chebnecaise, îi țipară ele în urechi și cu asta îl lăsară în pace.